Israelul a reușit să ucidă tot sistemul de comandă al lui Hezbollah. Asta printr-o operațiune a Mossadului în principal extrem de grea. Gândiți-vă că ei încearcă acest lucru de ani de zile. De exemplu, în războiul din 2006 contra grupării Hezbollah, Israelul a încercat să-l ucidă pe acest Hassan Nasrallah de 3 ori, liderul suprem al Hezbollah. Au eșuat de fiecare dată. Acum bombele lansate de armata israeliană l-au nimerit din prima încercare pe liderul grupării care l-au pus în mari probleme acum 18 ani. Ceea ce s-a schimbat e amploarea și calitatea informațiilor pe care Israelul s-a putut baza acum, dar și vulnerabilitățile pe care Hezbollah le-a căpătat odată ce a intervenit militar în Siria. Unul din bombardamentele din 2006 a ratat de puțin ținta. Liderul Hezbollah plecase cu ceva timp în urmă din locația vizată de avioanele militare izraeliene. Celelalte două atacuri n-au reușit să străpungă zidurile groase ale buncărelor subterane în care Nasrallah se ascundea. În bombardamentele de vineri noapte însă armata izraeliană s-a asigurat că nu va mai rata ținta. L-a monitorizat pe Nasrallah până când a ajuns într-un buncăr construit sub un complex de apartamente din sudul Beirutului și a lansat până la 80 de bombe ca să se asigure că acest lider a fost eliminat. Încrederea în care subiectul e tratat de armata și serviciile de securitate izraeliene, care în ultimele săptămâni au produs pagube însemnate unuia din cei mai mari rivali regionalei săi, ascunde un adevăr greu de recunoscut. În aproape 4 decenii de luptă contra Hezbollah, Israelul nu a reușit decât în ultimul timp să încline balanța puterii în favoarea sa. Ceea ce s-a schimbat e amploarea și calitatea informațiilor pe care agențiile de spionaj din Israel au putut să se bazeze în ultimele 2 luni, începând cu asasinarea din 30 iulie a lui Fuad Shukr, mâna dreaptă a lui Nasrallah, în timpul unei vizite la un prieten aflat nu foarte departe. De data aceasta, liderul Hezbollah a fost ucis extrem de ușor. Un agent s-a întâlnit personal cu el și a strâns mâna. I-a aplicat o substanță care câteva minute mai târziu a permis forțelor izraeliene de informații și militare să-i localizeze poziția. După contact, Israelul a avut nevoie de 2 minute pentru a verifica locul în care se afla Nasrallah și a lansat atacul fatal asupra fortăreței temporare a grupului din suburbia din Beirut. Reamintim că trupul lui Hassan Nasrallah a fost localizat și recuperat de la locul unde liderul a fost ucis în urma unui atac aerian. În timp ce Hezbollah creștea în forță, în 2012, de exemplu, atunci când a trimis trupe în Siria ca să-l ajute pe Bashar al-Assad să oprească revolta armată ce s-a declanșat împotriva dictaturii sale, Israelul a avut ocazia să-și măsoare de la distanță adversarul. Serviciile de informații au aflat cine conduce gruparea, cine a fost promovat, cine era corupt și cine tocmai se întorsese dintr-o călătorie misterioasă. În timp ce luptătorii căpătau experiență de luptă în Siria, gruparea a recrutat tot mai mulți militanți pentru a ține pasul cu sângerosul război de peste graniță. În ultimele luni, dacă nu chiar ani, serviciile de informații din Israel, Mossad, au perfecționat o tehnică ce le-a permis să monitorizeze aproape în orice moment locația în care se afla liderul Hezbollah, despre care se crede că a trăit în cea mai mare parte din timp într-un sistem subteran de tuneluri. În zilele imediat următoare incursiunii militanților Hamas în teritoriile israeliene din fâșia Gaza, avioanele militare ale Israelului au decolat după ce au primit ordinul de a bombarda locația unde Nasrallah a fost localizat. Raidul a fost anulat în ultimul moment. Serviciile de informații l-au localizat din nou pe Hezbollah săptămâna trecută. Se îndrepta spre un buncăr de comandă și control unde urma să se întâlnească cu mai mulți membri importanți. Hezbollah nu a dispărut în ultimele 10 zile. I-am lovit și i-am degradat și ei sunt în etapa de haos și doliu, a spus Asin, dar ei au în continuare multe capacități care sunt foarte amenințătoare. Israelul și Hezbollah par să se îndrepte spre un război total care s-ar putea extinde în întreaga regiune după escaladarea semnificativă din ultima săptămână a conflictului lor de lungă durată. Asta e principala evoluție din Orientul Mijlociu, care pare că fierbe de la zi la alta. După mai multe zile de atacuri aeriene împotriva Beirutului și în sudul Libanului acum, Israel a anunțat că armata a început raiduri terestre limitate, localizate și țintite împotriva Hezbollah. Vineri, Israelul a dat o lovitură devastatoare grupării islamiste șiite. Israelul a trecut la ofensivă după aproape un an de ostilități transfrontaliere declanșate de războiul din Gaza, afirmând că dorește să asigure întoarcerea în siguranță a locuitorilor din zonele de frontieră care au fost strămutați de atacurile Hezbollah.
Deși Hezbollah a fost slăbit, nu a fost învins. Gruparea continuă să lanseze rachete în nordul Israelului și se crede că deține încă un arsenal formidabil de rachete cu rază lungă de acțiune. Israelul a provocat pagube uriașe Hezbollahului în ultimele săptămâni, ucigând mai mult de o duzină de comandanți de vârf, distrugând aparent mii de arme în loviturile aeriene. Israelul a fost de asemenea învinuit pentru explozia pagerelor și a stațiilor walkie-talkie care au lansat mii de membri Hezbollah mutilați, orbiți sau uciși. Însă cea mai mare lovitură rămâne uciderea lui Hassan Nasrallah, considerată cea mai mare victorie a lor. Timp de 30 de ani, acest Nasrallah a fost inima Hezbollahului. Cu ajutorul finanțării, instruirii și armelor iraniene, el a transformat organizația într-o forță militară ale cărei atacuri au determinat Israelul să pună capăt unei ocupații de 22 de ani în sudul Libanului în 2000 și care a blocat Israelul în timpul unui război de o lună în 2006. Pentru Israel, uciderea lui Nasrallah e o victorie uriașă. Într-un discurs sfidător susținut vineri la ONU, prim-ministrul israelian Netanyahu a afirmat că Israel câștigă războiul împotriva dușmanilor care doresc să-l distrugă. Înainte de asta, el autorizase atacul care l-a ucis pe Nasrallah. Ministerul libanez al sănătății spune că sâmbătă atacurile israeliene au ucis peste 1000 de persoane în ultimele două săptămâni, inclusiv de 87 de copii. Bombardamentele israeliene n-au încetat duminică, alte 100 de persoane fiind ucise. Autoritățile se străduiesc să ajute pe toată lumea, adăposturile și spitalele fiind sub presiune. Israelul spune că lovește locațiile Hezbollah, inclusiv depozitele de arme și de muniție, și a acuzat gruparea că folosește civili ca scuturi umane. Însă jurnalista Gerin, corespondent BBC, spune că acest lucru este infirmat de locuitorii din centrul Văii Beca, un bastion al Hezbollah care a fost bombardat în mod repetat în ultima săptămână. Președintele Joe Biden a salutat uciderea lui Nasrallah. Cu toate astea, potrivit corespondentului BBC pe lângă Departamentul American de Stat, decizia Israelului de a intensifica brusc conflictul cu Hezbollah a dat o lovitură potențial fatală întregii strategii a lui Biden din ultimele 11 luni de a încerca să oprească războiul din Gaza. Biden a declarat că va consolida poziția defensivă a SUA în Orientul Mijlociu, în timp ce Pentagonul a avertizat milițiile susținute de Iran să nu încerce să folosească acest moment pentru a ataca bazele americane. În ciuda încercărilor anterioare ale SUA de a-l ține în frâu pe liderul israelian și de a convinge Hezbollah să încheie un armistițiu, Netanyahu a semnat ferm că va acționa așa cum crede de cuvință, indiferent de presiunea SUA. Într-un discurs susținut de liderul adjunct al Hezbollahului, Naim Qassam, el a afirmat că va ieși victorios în urma unei ofensive terestre israeliene. Gruparea are încă mii de luptători și adepți, mulți dintre ei veterani ai luptelor din războiul civil din Siria vecină, precum și un arsenal substanțial de rachete. Potrivit BBC, vor exista presiuni din interiorul Hezbollahului pentru a folosi aceste rachete înainte ca ele să fie distruse, dar că un atac masiv asupra Israelului ar putea declanșa un răspuns devastator. Asasinarea liderului Hezbollah, de asemenea, e o lovitură uriașă pentru Iran, lovind în inima rețelei regionale ale miliției aliate puternic în armate, cunoscute sub numele de AXA Rezistenței. E esențială pentru strategia sa de a descuraja Israelul. Avioane israeliene duminică au lovit infrastructura orașului port de la Marea Roșie din Yemen ca răspuns la recentele atacuri. Iranul ar putea cere Houthi și altor grupări să-și intensifice atacurile împotriva Israelului și a bazelor americane din regiune. Indiferent de răspunsul pe care îl va alege, probabil că îl va calibra astfel încât să nu declanșeze un război regional care ar atrage SUA și pe care nu l-ar putea câștiga. Cine era acest Hassan Nasrallah, acest lider Hezbollah pe care Israelul a ucis alături de alți lideri de top ai grupării șiite libaneze? Era una din cele mai cunoscute și mai influente personalități din Orientul Mijlociu. Ar fi fost ținta atacului aerian asupra Beirutului, nu a fost văzut în public de ani de zile din cauza temerilor de a fi asasinat de Israel. O figură întunecată cu legături personale strânse cu Iranul a jucat un rol cheie în transformarea Hezbollahului în forța politică și militară care e azi, rămâne venerat de susținătorii grupului. Sub conducerea sa, Hezbollah a ajutat la antrenarea luptătorilor din grupul armat palestinian Hamas, precum și a miliților din Irak și Yemen, obținând rachete din Iran pentru a fi folosite împotriva Israelului.
a condus la evoluția Hezbollah de la o miliție înființată pentru a lupta împotriva trupelor izraeliene care ocupau Libanul la o forță militară mai puternică decât armata libaneză, o putere în politica libaneză, un furnizor important de servicii de sănătate, educație și servicii sociale și o parte esențială a eforturilor Iranului de a obține supremația regională. Născut în 1960, Nasrallah a crescut în cartierul din estul Beirutului, Hamoud, unde tatăl său, Abdul Karim, conducea un mic aprozar. Este cel mai mare dintre cei 9 copii. S-a alăturat mișcării Amal, pe atunci o miliție șiită, după ce Libanul a intrat în războiul civil din 75. După o scurtă perioadă petrecută în orașul sfânt, irachian, pentru a frecventa un seminar șiit, s-a alăturat din nou Amal în Liban, înainte ca el și alții să se despartă de grup în 82, la scurt timp după ce Israelul a invadat Libanul ca răspuns la atacurile militanților palestinieni. Noul grup islamic Amal, cu sediul în Valea Beca, a primit un sprijin militar și organizatoric considerabil din partea gărzilor revoluționare ale Iranului și a devenit cea mai proeminentă și eficientă din milițiile șiite, care vor forma ulterior Hezbollah. A devenit liderul Hezbollah în 92, la 32 de ani. În 85, Hezbollah și-a anunțat oficial înființarea, publicând o scrisoare deschisă care identifica SUA și Uniunea Sovietică drept principalii dușmani ai islamului, a cerut desființarea Israelului, despre care spunea că ocupă pământuri musulmane. Nasrallah a urcat în rândurile Hezbollah pe măsură ce organizația creștea și ea. El a spus că după ce a servit ca luptător, a devenit directorul său în Baalbek, apoi în toată regiunea Beca urmată de Beirut. A devenit liderul Hezbollah în 92, la 32 de ani, după ce predecesorul său, Mousavi, a fost asasinat. Una din primele sale acțiuni a fost să riposteze la uciderea lui Mousavi. A ordonat atacuri cu rachete în nordul Israelului, care au ucis o fată, un ofițer de securitate israelian de la ambasada israeliană din Turcia, și a fost ucis de o mașină capcană și un atentator sinucigaș a lovit ambasada israeliană din Buenos Aires. Nasrallah a reușit de asemenea un război de intensitate scăzută cu forțele izraeliene, care s-a încheiat cu retragerea lor din sudul Libanului în 2000, deși a suferit o pierdere personală când fiul său cel mare, Hadi, a fost ucis într-un schimb de focuri cu trupele izraeliene. După retragere, acesta a proclamat că Hezbollah a obținut prima victorie arabă împotriva Israelului. A promis de asemenea că Hezbollah nu se va dezarma, afirmând că tot teritoriul libanez trebuie restaurat. Casa și birourile lui Nasrallah au fost țintite de avioanele de război izraeliene în 2006, dar acesta a supraviețuit. În 2009, Nasrallah a publicat un nou manifest politic care urmărea să evidențieze viziunea politică. A renunțat la referirea la o republică islamistă găsită în documentul din 85, dar a menținut o linie dură împotriva Israelului și a SUA. Și a reiterat că Hezbollah trebuie să-și păstreze armele în ciuda unei rezoluții ONU. Într-un discurs din noiembrie, Nasrallah a spus că atacul Hamas a fost 100% palestinian, atât din punct de vedere al deciziei cât și al execuției, dar că focurile dintre grupul său și Israel au fost foarte importante. Grupul a lansat 8.000 de rachete în nordul Israelului, la înălțimile Golan ocupate de Israel. A tras cu rachete antitank asupra vehiculelor blindate și a atacat ținte militare cu drone explozive. Forțele de apărare ale Israelului au ripostat cu lovituri aeriene și focuri de tancuri. În cel mai recent discurs al său, a acuzat Israelul că a detonat pe 17 septembrie mii de pagere și telefoane radio folosite de membrii Hezbollah. A recunoscut că grupul a suferit o lovitură fără precedent. La scurt timp după aceea, Israelul a escaladat dramatic atacurile asupra Hezbollah, lansând valuri de bombardamente, ucigând peste 800 de oameni. Prim-ministrul Libanului, Mikati, a decretat 3 zile de doliu după moartea acestui lider al Hezbollah. Israelul a lansat mai multe lovituri aeriene în sudul Libanului, spunând sâmbătă că a ucis un oficial al serviciilor de informații. De asemenea, presa internațională a scris, citând surse din cadrul grupării armate libaneze, că și numărul 3 în ierarhia Hezbollah, Karake, a fost ucis alături de Nasrallah. Grupul susținut de Iran l-a descris pe Nasrallah drept un martir și a promis că va continua lupta împotriva Israelului. Hezbollah a confirmat că liderul său a murit vineri într-un atac aerian masiv. Un general de rang înalt din corpul gărzilor revoluționare iraniene a fost de asemenea ucis în atac, a scris presa de stat din Iran. Trăim un moment extrem de periculos. Iran se pregătește să lovească Israelul cu tot ce are.
Asta după ce Israel a asasinat liderii Hamas și Hezbollah. Nu e deloc imposibil să se declanșeze inevitabilul război mare Israel-Iran. Ucraina, între timp, a intrat pe teritoriul Rusiei. Putin a ajuns la disperare și a anunțat acum câteva ore o întâlnire urgentă a Consiliului de Securitate al Rusiei. Momentul e un rezultat direct al slăbiciunii totale a administrației SUA și a lipsei oricărui plan de orice fel. În plus, acum e slăbiciune totală absolută acolo, că au alegeri prezidențiale. Biden e out, nu mai e nimeni la butoane, practic. Atât Ucraina cât și Israel au profitat de acest moment. Casa Albă a jucat cartea deescaladării până acum. Acum e un moment în care s-ar putea să plesnească rău de tot și nu e de joacă. O analiză complexă a puterii militare a Iranului. Iranul e o națiune cu o istorie îndelungată și o influență semnificativă în Orientul Mijlociu. Posedă o putere militară complexă și în continuă evoluție. Evaluarea acestei puteri necesită o abordare multidimensională care să ia în considerare atât aspectele cantitative cât și cele calitative. Aspectele cheie ale puterii militare. Corpul gărzilor revoluționare islamice, această forță paramilitară de elită, loială directă liderului suprem, joacă un rol crucial în apărarea regimului și în protecția puterii în regiune. Aceasta dispune de propriile forțe terestre, navale și aeriene, precum și de o ramură specializată în operațiuni speciale, Forța Quds. Rachete balistice. Iranul a investit masiv în dezvoltarea și producția de rachete balistice cu rază de acțiune variabilă, capabile să lovească ținte din întreaga regiune. Aceste rachete reprezintă o amenințare semnificativă pentru securitatea regională și sunt considerate un element de descurajare strategică. Dronele. Iranul a devenit o putere importantă în domeniul dronelor, atât în ceea ce privește producția, cât și utilizarea în conflict. Dronele iraniene au fost folosite în numeroase conflicte din regiune și au demonstrat o eficiență remarcabilă. Războiul asimetric. Iranul a adoptat o strategie de război asimetric bazată pe utilizarea de miliții, atacuri cibernetice, propagandă și sprijinirea grupurilor non-state. Această strategie îi permite să proiecteze puterea fără a se angaja într-un conflict direct cu adversarii mai puternici. Programul nuclear. Deși în prezent limitat de acorduri internaționale, programul nuclear iranian reprezintă o preocupare majoră pentru comunitatea internațională. Capacitatea de a produce arme nucleare ar schimba radical balanța de putere în regiune și ar conferi Iranului un statut de putere globală. Factorii care influențează puterea militară a Iranului în prezent. Sancțiunile internaționale impuse de SUA și de alți parteneri internaționale au afectat semnificativ capacitatea Iranului de a achiziționa tehnologii militare avansate și de a moderniza forțele armate. Dependența lor de importuri. Iranul depinde în mare măsură de importuri pentru a-și asigura necesarul de piese de schimb și tehnologii militare. Instabilitatea regională, conflictul din Siria, războiul civil din Yemen, tensiunile cu Arabia Saudită și Israelul au creat un mediu regional instabil care impune Iranului costuri economice și umane semnificative. Doctrina militară a Iranului se bazează pe conceptul de apărare în profunzime și pe utilizarea de forțe neregulate. Această doctrină îi permite să răspundă la amenințări într-un mod flexibil și să evite un conflict direct cu adversari mai puternici. Puterea militară a Iranului e un subiect complex și controversat. Deși Iranul nu dispune de o armată convențională la fel de puternică ca unor state precum SUA sau Rusia, capacitățile sale în domeniul rachetelor balistice, al dronelor și al războiului asimetric îl fac un actor regional semnificativ. În plus, programul nuclear iranian reprezintă o sursă constantă de tensiune. Totuși, cine ar câștiga în cazul unui război între Israel și Iran? Raportul de forțe dintre aceste țări e unul destul de dezechilibrat. Costurile umane, materiale în cazul unui război între Iran și Israel la scară largă ar fi enorme pentru toate părțile implicate, iar instabilitatea regională ar crește semnificativ. Deși un conflict armat între Iran și Israel susținut de aliaților respectivi ar fi complex și devastator, e probabil că Israel și aliații săi să aibă un avantaj general datorită superiorității tehnologice, sprijinului financiar și logistic și
alianțelor internaționale puternice. Un conflict armat între Iran și Israel ar atrage implicarea unor alianțe complexe și variate. Iranul ar putea primi sprijin de la Rusia, China, Coreea de Nord și anumite grupuri militante șiite, în timp ce Israelul ar fi susținut de SUA, țări europene și potențial state arabe preocupate de influența Iranului. Aceste alianțe reflectă interese strategice, economice și politice mai largi în regiunea Orientului Mijlociu. Israel și aliații săi beneficiază de un buget de apărare semnificativ mai mare, de o superioritate în ceea ce privește numărul total de aeronave, ceea ce poate reflecta o superioritate tehnologică și logistică, după cum rezultă din datele disponibile pe Firepower. Iran și aliații săi beneficiază de un avantaj numeric în termen de personal militar activ și tancuri, precum și un număr mai mare de unități navale, sugerând o capacitate extinsă de desfășurare terestră și navală. Previzionarea rezultatului unui conflict armat între două blocuri de alianțe complexe, cum sunt cele formate de Iran și aliații săi contra Israelului și aliații săi, implică numeroși factori militari, economici și geopolitici. În primul rând, e vorba de o superioritate tehnologică. Israel și aliații au un avantaj semnificativ în ceea ce privește tehnologia militară avansată, în special în domeniul aviației și al sistemelor de apărare aeriană, Iron Dome, Davis Sling. Iran și aliații săi pot compensa parțial prin numărul mare de tancuri și personal militar, dar sunt dezavantajați de tehnologie învechită. Logistic și financiar, Israelul și aliații săi beneficiază de un buget de apărare mai mare, ceea ce permite un sprijin logistic și financiar continuu pe durata conflictului. Iran și aliații săi au resurse financiare limitate, ceea ce ar putea afecta susținerea unui conflict prelungit. Capacitatea de desfășurare și proiecția forței. Israel are o forță aeriană superioară, capacitatea de a efectua atacuri precise pe distanțe lungi, ceea ce este esențial în neutralizarea amenințărilor îndepărtate. Iran și aliații săi ar putea recurge la tactici asimetrice și utilizarea forțelor proxy, Hamas, Hezbollah, pentru a crea multiple fronturi și a dispersa eforturile Israelului. Statele Unite și NATO ar putea interveni direct sau indirect pentru a sprijini Israelul, oferindu-i un avantaj decisiv. Rusia și China, în schimb, ar putea sprijini Iranul în mod limitat mai degrabă prin asistență tehnologică și diplomatică decât prin intervenție militară, datorită intereselor geopolitice și economice, riscului de escaladare globală, costurilor ridicate și preferinței pentru influența indirectă. Rusia a început să furnizeze Iranului sisteme avansate de apărare aeriană și radare în vederea unui posibil război, a relatat marți cotidianul american The New York Times, citând oficiali iranieni, inclusiv un membru al Corpului Gardienilor Revoluției Iraniene. Presa iraniană a relatat că Iranul a solicitat sistemele de apărare în urma vizitei de luni la Teheran a secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, Shoigu. Informația vine în timp ce mass media de stat iraniene relatează că noul președinte al țării, Masud, i-a spus lui Shoigu că Teheranul este hotărât să extindă relațiile cu partenerul strategic Rusia. Rusia se numără printre țările care au fost alături de națiunea iraniană în perioadă dificilă. Rusia are probleme financiare și ea, și deși menține legături economice și culturale cu Israelul, Moscova nu își poate permite să respingă cererea de ajutor a Iranului, deoarece se bazează foarte mult pe dronele iraniene în războiul său împotriva Ucrainei. În timp ce mulți lideri din Occident s-au grăbit să anunțe sprijinul pentru Israel după atacul iranian din aprilie, Rusia l-a justificat. Oficialii serviciilor de informații din Occident au declarat că legăturile dintre Moscova și Teheran reprezintă o cooperare strategică tot mai profundă, determinată de ofensiva avansată a Rusiei în Ucraina și de dependența Rusiei de armele iraniene. Rusia și Iran împărtășesc un inamic comun în alianța SUA și NATO, iar cooperarea lor servește ambelor națiuni și ajută Iranul să-și îmbunătățească poziția regională. SUA au un portavion în regiune și, în ciuda tensiunilor vădite dintre administrația Biden și premierul Benjamin Netanyahu, americanii au reiterat cât se poate declar că sprijină neclintit Israelul în cazul unui atac masiv asupra aliatului. Situația degenerează de la oră la alta după ce săptămâna trecută Israelul a eliminat doi dintre liderii cei mai importanți din grupările Hamas și Hezbollah. Cum ar arăta un război dintre Israel și Iran, unul mare regional, e puțin probabil să vedem un război convențional terestru în contextul în care distanța dintre cele două state e una majoră, iar dacă va exista un conflict militar intens, cel mai probabil va fi purtat de aviația militară. În SUA, la Departamentul de Stat și la Departamentul Apărării, există deja 5 planuri în caz de război cu Iranul.